Și Spitalul Ștețean Neamț, la fel ca Spitalul Municipal de Urgență Roma, se confruntă cu lipsa de cadre medicale. Președintele Consiliului Ștețean, în subordina căruia se află unitatea medicală, vrea, în urma discuțiilor cu membrii Consiliului de Administrație, să ceară forului legislativ permisiunea organizării unui concurs pentru angajarea doi medici cu specialitatea neurochirurgie la Spitalul Ștețean de Urgență Piatra Neamț. Această secție se închide din lipsa personalului pe perioada în care singurul medic angajat nu poate veni la serviciu. Tot la propunerea Consiliului de Administrație, președintele Consiliului Județean Emilia Arcan va supune dezbaterii plenului Consiliului Județean reînființarea compartimentului de chirurgie toracică la spital, având în vedere incidența crescând a cazurilor de afecțiuni pulmonare.